dar nu la intersecție, în afara intersecției. Noi putem să ocupăm, putem să, dacă drumul e lat, lăsăm lângă axă și ne întoarcem cu tața în mod următor. Dar dacă drumul este îngust, se poate de întors și de pe marginea extremă de dreapta, dar cu condiția, avem condiție, că cedem la cei care ne vin din spatele nostru și la cei care ne vin în fața noastră. Sau mai simplu, cedem tuturor. Când vedem că în fața unul nimeni și în spate unul nimeni, tocmai atunci ne întoarcem. Aici apare iarăși o situație destul de interesantă. Dacă voi o să vreți să vă întoarceți și o să amplasați automobilul tață în modul dat, în așa mod, oglinda voastră o să vadă numai zona asta. Zona asta nu o să vadă. Voi trebuie numai decât să întoarceți capul, să vedeți ce se petrece pe lângă voi în spatele vostru. Altfel, voi oglinda nu o să vedeți ce se petrece. Și dacă ați să vă porniți la întoarcere, este riscul să vă tamponeze cineva care merge pe direcția voastră. Nu vă rușinați să întoarceți capul la volan. Dacă voi nu sunteți convinși, vă uitați-vă bine și vedeți că se vede, dar nu este o zonă care nu înțelegeți voi, mai bine întorceți capul și uitați-vă ce se petrece lângă voi. Dar dacă o oglindă nu înțelegeți, se întâmplă cu oglindele, arată prea mic sau nu sunteți deprinși cu oglindele, dacă ne întorceți capul, ce mai bine și vă uitați. Când mai ați întors capul și v-ați convins că nu e nimeni, atunci puteți să vă întoarceți.